Gata, dragi prieteni, așa făcea și Florin Călinescu. În începerea emisiunea era pregătit, două, trei secunde înainte, era desfăcut la toate, era cu ceasul pe masă, bea din pahar, strângea cureaua, îi spunea ceva lui în cască, mai avea niște prăjiturele de terminat. Dacă nu apărea ecranul, da, ce știe lumea ce se întâmplă în spatele acestui ecran? Vede pur și simplu o imagine. Imagine, cum ați dau din toate unghiurile, să știți că, într-adevăr, arată excepțional. Sunt ca un candidat, mă văd chiar mai roșu, morcoviu, așa. După o zi, într-adevăr, cu vreo 24 de grade, și, după cum știți, eu umblu mult pe jos, și atunci, sigur, că arăt extraordinar la televizor. Să vedeți ce bine o să arate imaginile astea peste vreo 10 ani, când o să vă uitați la ele și o să spuneți, bă, da, ce bine arăta atunci. Da? Că și astăzi, sigur, dacă mă uit în urmă cu 5-6 ani, mă cutremur. Da, să nu vorbim despre cutremure, totuși că ați văzut ce s-a întâmplat și Japonia și Ecuador, cu tremure de mare intensitate, da, pare că nu sunt legate între ele, deși în Ecuador, tot la zona Pacificului s-a întâmplat un pacific distanță între cele două mari seisme care au provocat undeva în total peste 300 de morți, dar sigur bilanțul nu este definitiv. Vorbeam vineri despre faptul că Marian Munteanu mai avea puțin și era linșat de toate argumentările oamenilor din sânul propriului său partid sau de pe lângă el de undeva. E bine, de data asta, cele două zile care au trecut de atunci, practic n-a mai rămas din el decât un oscior, așa, eventual. Omul este cu fața în jos, a trecut așa valurile peste el de mai multe ori, plămânii s-au umplut cu apă, deci probabil că dacă ar fi bine examinat, asta ar fi și cauza dispariției sale de pe scena politică. Prea multă apă în plămâni în aceste două zile, călcat pur și simplu în picioare, n-a mai rămas nimic așadar din Marian Munteanu. Stăm și ne uităm la această tevatură, mi se pare de o furie într-adevăr colosală, dar care să fie scopul? Care să fie scopul? Pentru că din zvonurile astea care circulă, din informațiile pe care le tot culegem, după ce v-am spus că Marian Munteanu a fost desemnat candidatul Partidul Național Liberal la primăria capitalei din partea ambasadei Statelor Unite la București, informații care stă în continuare în picioare, chiar și evenimentul zilei la 24 de ore distanță a dat-o cu titlul de senzațional, ce-ar fi totuși ca la un moment dat, după ce vor trece aceste campanii desuete, să-l vedem pe Marian Munteanu candidat la președinția României, nu știu dacă neapărat din partea Partidului Național Liberal, dar sigur din partea ambasadei Statelor Unite. Cum ar fi totuși să stea liniștiți, să așeze liniștiți în fotolii cei care astăzi îl fac praf și pulbere, să fie și mai greu la un moment dat, să țineți bine articolele astea, alea cu Ighe Duca, astea cu morții din colectiv,